Suporterii lui Șepși vin la stadionul din Sfântul Gheorghe, așa cum menoria și merg duminică la biserică. O fac cu sentimentul că e de datoria lor să fie aproape de idoli. Iar azi e un meci special. A venit revelația Petrolul. Suporterii lui Dinamo dădeau pe afară de patriotism. A, să vedem această lovitură de cap. Mingea este în poartă. Ștefănescu. Nu, este Rondon. Rondon înscrie cu capul. Lovitură de cap splendidă. Acțiunea foarte bună. Rondon câștigă prin planul și trimite aproape de vincul. Un gol care poate va detensiona atmosfera. Poate suporterii o să-și vadă de treabă. Mario Rondon înscrie. Venit bine la această minge. Iată încă o dată acțiunea. Foarte bine articulată. Poziție regulamentară. Centrarea lui Aganovic este perfectă. Iar Rondon vine și câștigă mingea. Câștigă duelul aerian cu Mataus. Este însă deposedat și este un pericol la partea lui Vâlceanu. Vine și șutează! Ștefănescu prinde în doi timp Vâlceanu. Jucător, după părerea mea, de care Național ar avea nevoie. Vine bine, vine bine, se așează bine pe șut. Trage tare, dar pe centrul porții. A simțit bine adversarul în spate, a protejat. Minge preluată de Matei. Cunden a tras Matei la poartă. Cunden a tras, a fost la 4-5 metri. Ce-o mai fi vrut să facă? Ia să mai vedem ce s-a întâmplat. De ce n-a dat Matei la poartă? Preia, acolo poate șuta. Nu, a 3 meciuri. Bună pasă, Rondon, gol! Rondon preia și șutează din întoarcere la colțul lung. Urcă scorul la 2-0. Bergode și secundul Ilieș comentând această fază. Dublă Rondon, care, iată, ajunge la cota 8 în clasamentul golgheterilor. S-a venit de la Șafranco. Rondon preia și fără prea mari eforturi dă mingea, cred, printre picioarele sau pe lângă picioarele lui Mataus. Găsește colțul lung. Execuție de finețe. N-a fost nevoie de prea multă forță, a fost nevoie să de multă minte și de multă tehnică. Cât pe ce să asistăm la un alt gol. A venit Tomaș, Marc Tomaș, stoperul maghiar. Lovitură de cap, minge aproape că șterge transversala. A fost centrarea lui Ștefănescu. Din nou Dumitrescu, Matei, Păun. Se găsesc bine jucătorii. Și Matei înscrie 3-0. De data asta n-a mai iertat. Matei face spectacol și vrea să spună ceva. Vrea să spună ceva. Probabil că au fost niște comentarii care nu i-au convenit. Fază splendidă de atac. Splendidă fază de atac. Petrolul este groghi în aceste momente. Cred că au fost și prea multe schimbări. 4 care, repet, au dezechilibrat apărarea. Ce fază frumoasă. Ar fi bine să o vedem în întregimea ei. Iată, Păun. Mingea așezată cu pieptul de Șafranco.
aici ar putea fi o întrebare la poziția lui Cosmin Matei. Cosmin Matei controlează bine mingea, o ține aproape tot timpul, îl evită pe portarul Vâlceanu și apoi șutează cu toată opoziția lui Țicu. E, aici poate că se uită cei din cabina VAR, dacă nu cumva Matei este în offside. Poziția plecată a corpului are aproape de două ori mai multe decât farul și vine decizia, offside. Liber Cosmin Matei, intră în unghi, jutează Cosmin Matei, lovitură de cap, scoate de pe linia porții Huja. Oprește golul, iată faza. Cosmin Matei, centrare, bună centrare. Lovitura de cap a lui Aganović și intervenția formidabilă a lui Huja.